Ehi, Crina Coliban! Hai să stăm. Încă un live, mamă, acum când ne văd pe ecranul ăsta îmi dau seama că îmi lipsea live-ul ăsta. Când văd foarte multe chestii, știi, interesante. Și am observat un pattern. În live-urile astea eu învăț 95%, știi? Și tu, adică tu mă înveți 95%. Și ceva e ciudat, pentru că eu sunt doctor și doctorii sunt cunoscuți ca fiind niște oameni deștepți. Iar eu învăț de la tine, ceea ce înseamnă că ori nu sunt un doctor deștept, ori tu ești foarte deșteaptă. Nu? Adică una din... Cred că merge pe varianta a doua, e cea mai convenabilă pentru amândoi. Da, nu e adevărat, pentru că noi nu discutăm despre lucrurile la care te pricepi tu cel mai tare și mai tare. Dacă m-ai băga și pe mine în să-i vindecăm pe oameni de boli fizice, și eu aș fi nu așa de pricepută ca tine. Acum noi doi împreună îi vindecăm aici de boli de suflet și atunci da. Când las eu mai jos, urci tu și tot așa. Am mâncare, încercăm să-i pe oameni să realizeze, să-și dea seama că au, să zic, anumite, poate în boli, nu? Sau boli de suflet, da, și că trebuie să seek help, să caute ajutor, să mergă la terapie. Da, ba da, nu mi-e frică să spun boli, că boală nu e ceva rău. Boală este doar un semn prin care corpul îți cere ajutor. Deci nu mi se pare că trebuie să ne ferim de cuvântul ăsta. Eu vreau numai să mai verificăm un pic dacă lumea, dacă se aude, dacă se vede, adică de astea tehnice, dar bănuiesc că e ok. Păi, că altfel... da, cred că e ok, n-am nici nimic. Și eu te aud bine. E ok, no, bun. Bună seara, doctore. Bună seara, 300 de oameni deja. Îmi scria lumea deja, Crina, așteptăm, nu mai începe, scuze pentru că am întârziat. Ăsta e un live pe care lumea l-așteaptă de vreo, cred că 2 luni am promis sau ceva, nu? Da. Și da, ne iertați că n-am revenit până acum. Nu, niciodată nu promitem lucruri de care nu ne ținem, dar iertați-ne, atâta ne-a luat. Bun, exact. Vorbim despre băiatul lui mama, un concept care s-a născut după ce am făcut live-urile pe care le găsiți și pe Instagram-ul meu și pe al tău, live-urile despre fata lui tata, care au avut un super succes și normal că s-a cerut cumva să vorbim și despre băieți, de ce numai despre fete. E live despre băiatul lui mama, care este un concept foarte interesant în psihologie, un concept foarte interesant de care multe femei... cu care multe femei se întâlnesc. Multe mi-au spus. Sau... Da, în ce proporție crezi că sunt bărbații, să zic, în România, băiatul mama? Tu știi că eu nu vorbesc decât dacă mă inspir din surse științifice și cum n-am făcut un research în acest sens, nu doresc să spun nu știu, procentual. Da. Dar probabil că un procent majoritar, nu? Crezi că e majoritar? După cum ai avut și tu feedback, după cum am avut și eu feedback, e clar că de când am lansat ideea cu live-ul ăsta, am primit numai mesaje despre aoleu, aș omorâ o pămăsa, zine ceva cum să scăpăm de soacre. Deci bănuiesc că da, e ceva public pe subiect. Da. Și te-am întrebat și... Asta e un trend. De regulă, băiatul se înțelege cu soacra, da? Iar fata nu prea se înțelege cu soacra, nu? Adică toate bancurile sunt despre fată și soacră, nu despre băiat și soacră. Corect, okay. Adevărat. Eu te-am întrebat și vreau să facem un disclaimer. Eu te-am întrebat dacă tu ești băiatul lui mama. Am și zis în story că nu fac live-ul. Am zis că mai apărat sunt băiatul lui mama. Da, deci, și unde este băiatul lui mama? Unde e băiatul lui mama? Ia uite băiatul lui mama. Se frig mama. Ia uite la el. Exact. Bun, deci asta... Eu am așteptat cel mai mult live-ul ăsta. Atunci o să încep tu live-ul ăsta, doctore, dacă te consideri băiatul lui mama, și trebuie să-mi dai câteva indicii despre ce crezi tu sau ce ți-au zis femeile cu care ai mai intrat în contact când s-au legat de aspectul ăsta. Ce înseamnă când zici despre un bărbat că e băiatul lui mama? Și încă un lucru important menționat acum la început, nu va fi o oră în care vom discuta despre femei și bărbați.
va fi o oră în care vom discuta și despre femeile care sunt într-o relație cu un băiat, o mamă, dar da. Eu, cel puțin, eu o să vorbesc mai ales despre mame care au acum băieți mici, copii, și pe care aș dori să le ajut să nu-i transforme pe băieței lor în băieței mai bătrâni, ci să-i transforme în bărbați. Ăsta este scopul live-ului. Nu, scopul live-ului nu este să scăpăm de soacre. Da? Ok. Bun, băi, deci... Asta cu băiatul mamă nici acum nu înțeleg, pentru că nu văd niciun, în felul în care m-a crescut maica mea, nu văd niciun defect. Dar e o problemă, așa. Se pare, undeva. Pentru că a fost mereu acolo pentru mine, da? Mama era soarele tău, mama îți făcea tot. Mama te îngrijea, avea grijă că trebuie să fie în regulă, foarte multe griji pe care tu nu le aveai și foarte multe lucruri pe care eu cel puțin le primeam de-a moca fără să fac nimic în permanență. Și cine te iubea când, adică pe cine iubești cel mai mult și cine te iubește cel mai mult când ești mic, e mama. Și ăsta e felul în care mama își arată dragostea, da, față de băiat. Îi gătește mereu, îi face chestii, spală hainele, îi le calcă, are grijă că trebuie să fie bine. Mereu se îngrijește de el, da? Adică, mama, ai mâncat? Ai făcut aia, ți-e bine, ți-e cald, hai să te îmbraci așa, hai să faci asta. E mereu o grijă care se manifestă prin anumite servicii care sunt foarte plăcute, da? Și îți dai seama că ajungi la... Ce reproșează femeile, partenerele, iubitele, nevestele? Ce reproșează ele? N-am avut bărbat, să știi, nici partenere, nici neveste, nici iubite. Da. Dai să vorbim despre ele, ok. Ce reproșează, nu știu, asta cu du-te la mătă am auzit-o foarte des. Da, uite că da, am început, doamne, să spună. Nu știe să spele o farfurie, da. Deci dacă vrea cineva să facă un portret robot al lui băiatul lui mama, unul dintre elemente este nu face ordine, nu face curățenie, nu spală, pentru că lui a spălat și a făcut curățenie întotdeauna mama și atunci el nu are skill-urile astea, talentele aici astea. Cred că ies din tipar, pentru că pentru maică asta era cea mai importantă chestie. M-am crescut într-o super curățenie pe care eu cumva mi-o întrețin, adică eu, mie chiar îmi place să spal bine, pentru mine scoată de vasă e terapeutic, eu fiecare zic că mă spăl vasele la 6 dimineața. Și se da, păi, foarte, scopul meu este să demonstrăm că tu, până la final, că tu de fapt nu ești băiatul lui mama, deci atât, da, deja sunt. Da, am nevoie de atenția asta, știi? Adică am o nevoie bolnăvicioasă care mi-a dat seama că nu e normală, ca cineva să se îngrijească în permanență de mine, ceea ce nu e normal, că suntem adulți. Da? Adică nu, dacă nu mă suni și nu mă întrebi dacă am mâncat, nu înseamnă că nu mă iubești. Dar creierul meu bolnav asta crede, pentru că băiatul lui mama așa s-a obișnuit. Și dacă mama nu te mai sună și nu te întreabă dacă ai mâncat, înseamnă că tu nu mai ești important pentru mama. Înseamnă că mama ta e cu mintea în altă parte și tu nu mai contezi ce s-a întâmplat. Și intri într-un soi de panică pe care eu foarte târziu am reușit să o înțeleg, știi? Bun, da. Hai, uite, o să fac o enumerare de elemente după care îți dai seama că un bărbat cu care trăiești sau pe care l-ai întâlnit e băiatul lui mama. O să le citesc, pentru că din toate mesajele pe care le-am primit și din toate studiile pe care le-am citit pentru live-ul ăsta, sunt câteva și n-am dorit neapărat să le învăț by heart. Așadar, un bărbat care e băiatul lui mama crede și face ce crede și ce spune mama lui, da? Adică n-are opinii personale, sau dacă are și discută cu mama lui despre ele și mama lui spune altfel, brusc are opinia mamei lui și face ce îl sfătuiește mama lui. Checked, ok. Așa. Mama lui are întotdeauna dreptate și dacă tu, partenera lui, vrei să spui ceva de rău despre mama lui, nu ai nicio șansă. Mama lui are întotdeauna dreptate. El nu se ceartă cu mama. În mod paradoxal, maică mea chiar are în permanență dreptate. Da, pe bune. Excelent. Adică nu e... Cred. Nu e o problemă. Așa zic tot. Da, și nu am voie să zic ceva negativ de mama ta, corect? Nu am voie să te înjur de mamă. Păi n-ai cum să zici nimic negativ de ea. Exact, pentru că efectiv nu ai. Păi da, nu, ceva nu, negativ. Nu, exact, nu există. Da. Serios, dacă ai cunoaște-te, te-ai dat seama că am drăguț ideea.
Așa. Deci pe mei că ea nu mai găsește, zic eu. Exact. Să rămână, doamnă. Iată ce băiat ați crescut. Asta este un tool. O să vorbim despre el la final. Bun. Băiatul lui mama nu se ceartă niciodată cu mama lui. Evită conflictele cu ea, dar cu tine niciodată. Cu tine abia așteaptă să intre în conflict, să se certe, dar cu mama lui evită pe cât posibil. Îi scrie mai mult mamei lui decât îți scrie ție, gen WhatsApp, da, texting, da, messaging. Vorbește cu mama lui pentru orice, o sună zi de zi sau aproape zi de zi, îi prezintă iubitele, adică îi povestește despre orice întâlnire, despre ce a mai văzut, ce a mai făcut din punct de vedere emoțional, social, sexual. Și chestiile astea mai concrete, mulțumesc, îi duce rufele la spălat, ia mâncare de la ea, deci chestii concrete. Nu face prin casă curat că face mama și top locuiește încă cu mama atunci când îl găsești, atunci când te întâlnești cu el. Bun, deci astea sunt semnele cel mai frecvent întâlnite că ai găsit un băiat, un bărbat care este băiatul lui mama. Băiatul mamii, da? Mie îmi place să zic băiatul lui mama, da? Băiatul mamii. Bun. Acum, știu că toate... Cum îl, pentru fete, da? Cum... O fată, a găsit băiatul mamei, da? Cum îl ia de acolo? Da. Ia și îl duce direct la terapeut? Știi, it takes time. Ia niște timp până te prinzi. Okay. Iar noi, femeile, avem o boală și noi. Bă, noi nu ne vine să cred. Înțelegi? Adică sunt toate semnele, dar poate nu e așa. Sau, dacă nu, după ce suntem în denial, știi, după aceea intră salvatoarele. Ei, dar bineînțeles că asta o să treacă, o să-l ajut eu, o să-l salvez eu, vindec eu, știi? Deci ia niște timp, pentru că noi ne luptăm cu realitatea, așadar nu e ca și cum gata, acum l-ai luat, ți-ai dat seama că ai acceptat și începi lucru cu el. Nu, ia ceva timp și când îți dai seama, de obicei ori te-ai căsătorit deja, ori ai un copil deja cu el, respectiv acum ai doi copii, deci cam așa. Bun, acum, în mod firesc ar urma și ce trebuie să facă o femeie care dă de un bărbat de acest tip. Știu că multe dintre voi așteptați o listă cel puțin la fel de mare cu instrumente despre asta. O să vin doar la sfârșit cu soluțiile. Acum doresc să vorbesc cu femeile care au băieți și cu femeile care se pregătesc să aibă copii, pentru că cine știe, poate o să aibă băieți. Și inclusiv cu femeile care au, știi, mai nou mă urmăresc și bunicile, inclusiv cu femei care au bărbați copii, care au copii mari, bărbați, și care poate nu știu și ar vrea să verifice dacă ele sunt cumva o mamă de băiatul lui mama. Hai să vedem cum își dă seama o femeie că este în pattern, este acolo în tiparul ăsta, în portretul robot. De obicei, femeia care este nedesprinsă de băiatul ei îl vede, indiferent de vârstă, ca pe copilul ei. Ăsta e primul semn. Nu contează câți ani are, pentru tine este tot băiețelul tău, copilul tău, ăla pe care îl puneai la țâță. Ăsta e primul semn. Al doilea semn e dacă atunci când îți imaginezi, când te gândești la femeia cu care o să fie copilul tău, ai un sentiment de panică, te ia panică. Mă auzi, da? Da, te aud, da. Deci, dacă atunci când te gândești la femeia care urmează să fie cu copilul tău, inclusiv dacă vorbim despre mame de copii mici, adică, stai puțin că pe bărbatul meu l-a apucat curățenia și dă cu aspirator. E foarte bine, super, yes. Iubitule, a înțeles toată lumea că eu în timp ce fac live-uri, tu faci curat în bucătărie, dai cu aspiratorul, a înțeles toată lumea. Deci, la ora 10... Iubitul Crinei Coliban, da. Gata, deci l-am validat, cum ar fi? Doamne, iartă-mă, da. Da. Bun, așadar, când se gândește la iubita băiatului ei,
A, o, doamnele, îmi zic, nu se aude nimic, relax. Păi, de fapt, nu e niciun bărbat cu mine în casă, dar m-am dat și o mare, știi? Da. Bun. Deci, când se gândește femeia la mama, la iubita băiatului ei, are un sentiment de, aolo, nimeni nu o să fie destul de bună pentru băiatul meu, știi? Mai are un stres mama asta că o să vină una și o să-i mănânce banii. Da? Ai sentimentul ăsta că o să pună mâna pe el, iar pune mâna pe el egal cu pune mâna pe el și ia bogățiile, să mută în casa lui pe care a muncit-o el, îi mănâncă banii lui pe care îi câștigă el. Deci are sentimentul ăsta că cineva îi va lua proprietățile, știi, împreună cu copilul ei. După aceea, mai are o problemă cu cum arată femeia iubitului, copilului ei, da? Da. Respectiv, are replica aia cu dacă apare la mine îmbrăcată ca o la mine în casă îmbrăcată ca o panoramă, o să-l fac pe băiatul meu să o lase. Știi? Da. Da. Mai are încă o treabă pe care eu și faci un fel de inception, știi, la copilul ei, dacă nu o să o plac eu pe fata pe care o aduci, o să te fac să o lași. Anyway, mama este pregătită ca dacă apare vreo femeie în viața băiatului ei, să o rezolvi. Okay, Astea sunt principalele caracteristici. Și acum vreau să explic de ce are sentimentul ăsta mama unui băiat. Da. Foarte interesant. Și acum intrăm în psihologia infantilă. Super interesant. Mama, femeia care naște un copil, că e fată, că e băiat, nu contează, are o perioadă lungă, uneori de 18 ani, de 20 de ani, are o perioadă lungă în care se gândește doar la momentul actual. Nu și-l imaginează pe băiețelul ăsta blond cu ochii albaștri pe care l-a făcut, nu și-l imaginează ajungând Mihail, doctor Mihail, și-l imaginează zi de zi ca pe Mihăiță. Ăsta este principalul motiv pentru care mama nu-i dă drumul copilului ei, pentru că ea nu conștientizează că Mihăiță o să ajungă dita mai Mihail, dita mai doctorul Mihail. Deci primul instrument cu care mama trebuie să lucreze ca să nu devină o mamă de asta în dependență de copilul ei, este să se uite la copilul ei din ziua 1 și să știe care este. Știi cum zicea Ceaușescu, planul cincinal, știi? Care este obiectivul? Să se uite la băiețelul ăsta mic și să-l vadă băiat mare. Asta inclusiv legat de nume. Există încă bărbați la 30, la 40 de ani care au nume Dănuț, Mariuțică. Băi, nu poți să-i pui unui copil care ajunge dita mai omul numele Mariuțică în buletin. Înțelegi? Pentru că Mariuțică sau Dănuț poate să aibă 200 de chile și să fie procuror general. Și cum să mergem la domnul procuror general Mariuțică? Da? Asta tot pentru că mama atunci când naște se gândește la momentul ăla, uite ce drăguț e, cum eu zic, Mirel. Să mă ierte Mirel, dar ăsta nu este un nume de om mare, știi? Care o să ajungă om mare. Bun. Da, acum când vorbi prea mult. E ok, da. Mirel, n-ai de ce. Adică, e Mirel. Dănuț. Și până la urmă, cumva schimb și perspectiva la care din lume. Adică, într-adevăr, Dănuț sau Ionuț, de exemplu. E bine, Ionuț. Da, Ionuț. Okay. Mai merge. Mai merge, da. Mai merge pentru că te-ai născut cu Ionuț și ai avut prieteni Ionuț, noi care ne-am mutat... Noi fiind vorbitori de limba rusă și ne-am mutat la anumită vârstă aici, suna foarte ciudat să ai un vecin de 60 de ani, dintre mai bărbatul, pe care îl cheamă Ionuț, adică noi nu înțelegeam chestia asta. Vezi? Vasilică. Cum să-i spui Vasilică? Bun, acum hai că intrăm în aberație. Dar nu, există două chestii cu care nu trebuie să le faci. Dar lasă pe Vasilică în pace, e ok? Și Mirel, și Vasilică, și Ionuț. Okay. Da, eu îl las. Eu nu mi-aș numi copilul așa. Dar da. Eu îl las. Dar două lucruri trebuie să țină minte mamele. Nu le puneți nume de fete de la care tăiați un A, gen Georgian. Adică de ce să-i spune Georgian?
adică putem să-i spunem George, dar Georgian nu e bine, da? Deci, unu, nu nume de fete de la care mâncăm aul și nu diminutive. Okay. Pentru că una este să zic, mă duc la doctor Mihail Pautov și alta este să zic, mă duc la doctor Mihăiță Pautov. Adică, ți-ai zis, nu mă duc la doctor Mihăiță Pautov, nu mă ba duc. Ba da, de că pare blând, o să te înțeleagă, e... E ok, doctor Mihăiță. Vii, du-te tu atunci. Da, iartă-mă, gata, m-a luat flamă. Deci am înțeles, mame care nu văd în viitor, da? Ele au impresia că toată viața lor bebelușul ăla o să fie un bebeluș. Băiețel. Da. Ok. Da. Și de aici... Cum se manifestă ele? Crezi că poate să fie undeva subconștient și nemanifestat clinic sau vezi lucrul ăsta? E evident. Adică e evident? Dacă atunci când văd mame de băieți, dacă îmi dau seama dacă sunt... Da, o mamă care e mamă de băiat. Da. Sau mama lui băiatul lui mama. Da? Da. Se comportă evident cu el, da, se comportă cu el în permanență ca și cum ar fi un băiețel mic. Da. Da. Okay. Doamne, ce se vede. Deci când mă duc la școală sau la grădiniță, în primul rând, acum a început fetița mea școala, cei mai mulți copii care plângeau după părinți erau ghiscine, băieții. Okay. Da? Da? Nu fetițele. Fetițele, mititelele chiar începeau să se smiorcăiau și după aceea când vedeau ce valea plângerii e la băieți, dracele stăteau așa și toate și se uitau, știi? Era o chestie foarte interesantă în clasă. Se uitau pentru că, bă, plâng ăștia prea tare, adică ar trebui să ne liniștim noi, știi? Senzația asta era. Da, deci da, se cunoaște care este mamă de băiatul lui mama și în seara asta o să dau câteva indicii, pentru că dacă ne dăm seama din comportamente că ne ducem pe o pantă greșită, avem toate șansele să lucrăm la asta. Hai să vedem. Primul lucru. Înainte să zic despre ce ar trebui să facă o mamă de băiat ca să-l crească echilibrat și să-l facă bărbat, este să existe un bărbat în viața băiatului ei. Este esențial. Logic, de altfel. Adică dacă nu vrei să fie băiatul lui mama, atunci ce ar fi să aibă și mamă și tată? Asta e primul lucru. Desigur, nu e ca și cum putem să alegem, pentru că uneori asta e viața, nu există un bărbat, nu există și tatăl copilului implicat activ în creșterea copilului, dar ăsta este un aspect esențial. Dacă nu vrei să fie dependent de fustă, de fusta ta, atunci musai trebuie să existe un bărbat. De ce? Pentru că studiile arată că în jurul vârstei de 10 ani, băiețelul caută model masculin. Eu am fost foarte surprinsă să aflu că abia la 10 ani caută model masculin. Da. Asta denotă încă o dată legătura lui atât de intensă, de profundă cu mama, dacă până la 10 ani nu-l interesează, more or less, nu-l interesează și un model masculin. Și dacă nu există un model masculin, atunci copilul își formează masculinitatea în funcție de feminitatea mamei lui și în funcție de eventuale personaje de pe tabletă, de pe la școală, de prin jur. Aspect pe care nu-l poți controla. Adică atunci când există un tată activ, poți să vorbești cu el seara. Băi, băiat, bărbate, hai să facem așa, uite, ar trebui să mai facem așa, uite, așa ar trebui să faci tu. Dar când nu există, nu poți să te duci în lume sau nu poți să controlezi conținutul filmelor, videourilor la care copilul tău se uită, astfel încât să modelezi tu modelul după care copilul tău se va lua ca să-și formeze maturitatea, masculinitatea. Corect? Da. Bun. Imediat, adineauri, am văzut o doamnă care mi-a scris despre o carte. Pentru cine dorește să citească despre cum să crești copii băieți echilibrați, Michael Thompson este un cadou de la Dumnezeu pentru mamele de băieți. Michael Thompson și cartea lui principală este Raising Cain, crescându-l pe Cain. Okay, da, dacă dați search pe Google, o să găsiți tot ce vreți despre acest domn. Vă ajută mult, mult, mult. Am întâlnit o doamnă într-o terapie de-a mea care mi-a zis, după ce i-am dat cartea să o citească, a venit și mi-a zis, voiam să divorțez de bărbatul meu
Și după ce am citit această carte pe care i-am dat-o pentru relația cu copilul, cu băiatul ei, după ce am citit această carte, nu mai divorțez de bărbat, pentru că în sfârșit am înțeles ce care e cu bărbatul. Extraordinar. Okay. Okay. Adică și bărbatul este tot un băiat. Este tot despre cum să crești băieți ca să ajungă bărbați. Și atunci femeia a zis, abia acum am înțeles nevoile lui, slăbiciunile lui, vulnerabilitățile lui, frustrările. Că, și nu mai divorțez, lucrez cu el așa cum lucrez și cu băiatul meu. Bun. Femne de la mamă. Există două... În engleză se numește overprotection. Mama care este în pericolul de a deveni mama unui băiatul, mama este, cum se cheamă în română, este supra-exagerat de protectoare. Există un alt cuvânt? Supra... Nu știu, nu există. La overprotective. Protectivă, poate. Da. Exagerat de protectoare. Da? Da. Bun. Și există două tipuri de manifestare. Copilul supus cu o mamă care domină și invers. Copilul care domină, o mamă sclavă. Bun, hai la prima variantă. Am zis așa, copil dominat, îmi vine mereu să zic în engleză, că studiez mai ales în engleză. Deci, submissive child, da? Copil da. Care ascultă, obedient, cu minte, cum îi zicem noi. Și mamă dominatoare. Îți imaginezi așa cam cum e relația dintre ei, apropo de dacă îți dai seama când îi vezi? Da. Zi. Cum deci copil cu minte și mama dominatoare. Mama nu ține niciodată cont. Mama nu ține niciodată cont de părerile băiețelului sau ce vrea el. Mama știe mereu ce e corect și ce trebuie să faci. Iar tu faci exact ce zice mama, pentru că părerea ta nu contează. Ea nu există. Tu mereu gândești greșit, nu? Mama știe mai bine. Corect. Ce trebuie să faci. Ok. Bun. Ce mai face mama asta? Ea știe? Uite, cineva zice, da, măsa latră și copilul silent. Mama știe, mama poate, mama apare oriunde deodată, știi? Îmi scriu multe domnișoare gen până în liceu sau de liceu care îmi spun, maică să apare în club. Îl sună și îi spune să iasă, că a venit să-l ia. Și el trebuie să plece din club, că a venit mama să-l ia. Mama care îl duce pe copil la școală cu mașina, deci dacă treci pe lângă Caragiale, unde vezi numai niște bucăți în sensul exponate de băieți de liceu și cum îi lasă mamele lor la poarta liceului cu mașini, ăla este un semn evident. Nu are ce să caute un băiat la 16 ani adus de măsa la școală. Nu e sănătos. Băiatul trebuie să fie crescut cu gândul că o să ajungă, că e și că o să ajungă un erou. Înțelegi? Da. Nu poți să fie erou dacă te-a adus măta la cal. Când să urci pe cal, îți ține măta călcâiul. Adică asta nu poți să fie erou, sub nicio formă. Asta înseamnă să-ți duci copilul la liceu la 16 ani și să-l dai jos din sub. Da. Bun, și mama controlează copilul din punct de vedere social, din punct de vedere fizic. Mama îl îmbracă, mama îi spune cu ce să se îmbrace. Mama îi spune că nu e bine cum s-a îmbrăcat, că trebuie să se îmbrace altfel. Vezi, am făcut un story la un moment dat, mă întreabă multe mame, dar copilul nu vrea să se îmbrace dimineața să meargă la școală. Ori vrea să meargă în pijamale, ori are povești de-astea cu să meargă în Spider-Man, să meargă în nu știu ce, și că ne certăm, ne batem, că nu poți să-l las. De ce nu poți să-l lași? De ce nu poate să se ducă un copil la grădiniță în pijamale? De ce? De ce nu poate să ducă un copil la școală îmbrăcat în Spider-Man, la clasa pregătitoare? De ce? Poate, îți jur, poate să duce acolo și he has to cope with. Trebuie să găsească soluții, să se adapteze. Ăsta este principala preocupare pe care trebuie să o aibă o mamă echilibrată. Să fie lângă copil atunci când copilul este pus în contexte provocatoare și să nu îi le rezolve.
să nu impună ea soluții, ci să-l ia de mânuță și să-i spună hai să căutăm împreună soluții. Mm-hmm. Ok, se mai, deci, se mai cheamă helicopter parent, nu? Parent, corect, exact. Ca, da, care e tot timpul în jurul, ca o dronă, știi? E tot timpul în jurul lui să protejeze, să fie ea, să nu cumva să pățească omulețul ceva, care să pățească ceva e foarte mișto. Adesea am scriu domnișoare. Îmi scriu des domnișoare care îmi spune aș vrea să am o mamă ca tine, care îmi spună eu sunt mică, nu sunt mamă, am 16 ani, am 18 ani, dar învăț imens de la tine. Și domnișoarele astea îmi spun m-a părăsit, mă bate, mă lovește, mă înșală, mă nu știu ce și eu sufăr și eu sufăr. Și mereu zic un lucru care pare ciudat, dar zic și aici, suferința are o însemnătate imensă. Nu trebuie să fugi de suferință, nu trebuie să te ferești de suferință, nu trebuie să te ascunzi de la suferință. Suferința te învață că ăsta este un zid. Să nu mai dai cu capul în zid, că dacă faci un pas, vezi ușa. Dacă nu te-ar durea când dai cu capul în zid, ai dat cu capul în zid până ai muri. Într-o zi ți-ai sparge țeasta, adică și țeasta ar zice, auzi, ești chiar proastă, soră, dar ai dat de 100 de ori, trebuie să cedezi, că zidul ăsta nu cedează, deci hai să cedăm noi. Ori dacă te doare, bă, aolo, ce m-a durut, hai poate mai găsim o soluție. Deci atunci când te înșală, te bate, te nu știu ce, bravo, foarte bine. Că atunci îți dai seama că trebuie să faci ceva ca să nu ți se mai întâmple asta. Bun. A doua categorie de mamă, de băiatul lui mama, este copilul dominator, băiatul dominator și mama supusă, submisivă. Hai să vedem cum crezi tu că văd eu la școală mama sclav și copilul rege, băiatul rege. Ce fac ăștia doi împreună? Ce fac? Nu știu. Cred că e un copil răsfățat, iar mama, de frică să-l piardă, face tot ce... Exact. Deci, orice vrea copilul, mama execută. Ce o să se întâmple? Ce fel de bărbat o să devină băiatul ăsta? Bărbatul despre care femeile spun că este un infantil. Știi că avem noi vorba asta? Da. Băi, ești un infantil, da? Nu te-ai maturizat. Da, da, da. Ok. Foarte interesant. Sunt băieții din ce în ce mai, bărbații din ce în ce mai des întâlniți, din păcate. Deci dacă te uiți în jurul tău și dacă le rog pe Doamne să-mi scrie, o să vezi că din categoria a doua sunt cei mai mulți dintre băieții lui mama. Pentru că acest bărbat este mort să fie în centrul atenției. Exact, uite, scrie o doamnă, un narcisist și infantil. Da, narcisist înseamnă eu sunt cel mai tare, eu sunt cel mai deștept, nu-i nimeni ca mine. Caut permanent validarea celor din jur, epatez, așa obțin confirmare și admirație. Și cel mai tare aspect, acest copil, bărbat, este un bărbat agresiv, fizic, și mai ales verbal. Ăla supus, săracul el care n-a avut șansa să deschidă gura de prea multe ori în viața lui, dintr-o copilărie în care n-ai avut dreptul, șansa, ocazia, timpul să-ți exprimi frustrările, să-ți exprimi necazurile, nevoile, când ajungi mare, tași din gură. Ești în continuare, nu, acolo, da. Un sclav. Adică genul ăla, mă duc la mama, ce zice mama, îmi spală mama, plâng la mama, o sun pe mama, da? E, deci bărbatul ăsta din a doua categorie este cel care își pierde super rapid cumpătul când e criticat, își pierde cumpătul, adică se înfuriază, înjură, te lovește. De ce? Pentru că el în toată copilăria lui nu a pățit așa ceva. Păi el nu l-a criticat nimeni, nu l-a judecat nimeni, nu l-a certat nimeni, nu l-a pus nimeni la locul lui. Atunci, desigur că în momentul în care face iubită sau nevastă sau așa ceva, face urât, devine agresiv fizic sau verbal. Zim dacă ai mai citit comentarii ca să știu ce zice, cum Nu, toată lumea te aclamă aici și când ai zis de asta de
de narcisistul infantil, toată lumea s-a ridicat, ai distrus. I-am distrus? Pe bărbații ăștia, da. Da, bun. Hai să vorbim puțin la sfârșit, o să zic și partea bună de la băiatul mamă. Da, o e, posibil să fie, la... e posibil să fie ambele variante combinate? Da, cum să nu? No? E posibil. Știi de ce? Pentru că mamele supuse au niște momente în care le-a ajuns. Și atunci fac un switch brusc și devin dominatoare, pentru că așa nu se mai poate. Și e și mai complicat. Pentru că măcar dacă ar fi uniciste, ar fi un stil de parenting. Asta e, l-am stricat așa. Dar dacă ele oscilează între astea două, știi cum e, îl lovim din toate părțile, cum ar fi. Da, este un tip de atașament foarte bolnăvicios ăsta. Când acum te bate, acum te pupă, între ghilimele. Eu lucrez din ce în ce mai des cu doamne care mă caută pentru că îi bat pe copii. Deci, doctore, nu poți să-ți dai seama ce fericită sunt că din ce în ce mai mulți oameni înțeleg, simt că a-ți bate copilul nu este deloc. Probabil că ei își dau seama că nu e eficient, adică degeaba îi bat, știi? Cred că de asta ajung la mine, că bă, l-am bătut și n-am obținut nimic. Eu totuși trag speranța, nădejdea că de fapt își dau, nu se simt bine după ce îi lovesc pe copii. Dar este extraordinar să vezi cum femei mă sună și îmi spun, eu o bat, eu îl bat și de aceea vreau să lucrez cu tine ca să nu-i mai bat. Năsule, amuzant, un pic macabru, dar amuzant, da, nu știu. Adică, Anastasia, orice, ai momente în care efectiv simți că cedezi și exact cum ai spus tu, iei și o închizi într-o cameră și stai și te calmezi două minute până urlă, știi? Dar clar. Să-l bați e deja too much. Da. Bun. Hai să vorbim un pic despre cum se disciplinează băieții. Că dacă am ajuns la bătaie, știi, da. Uneori mamele de băieți, părinții de băieți, cred că e mai ok să dai într-un băiat decât e să dai într-o fată. Știi? Ok, da, așa, da. Okay. Bă, băieții oricum să bată între ei, adică orică îi dă prietenul lui un pumn în față, orică îi trag eu o palmă la cu. E posibil aici, pentru că, într-adevăr, fetele cumva reacționează mai bine la o ceartă verbală, se supără, înțeleg, sunt un pic mai calme, adică cred că există cred că depinde și de copil. Adică am văzut și copiii pe care chiar cât vine să-i bați. Și nu încerc mușcă. Da, să știi că un copil, dacă nu are o boală, dacă nu are o afectare neurologică, deci dacă nu, copilul, dragul de el, da, dacă nu e bolnav, copilul care ajunge în copilul care face lucruri care te fac pe tine să vrei să-l bați, ajunge în starea aia din cauza ta. Dacă nu e vorba despre o boală la creier, ajunge tot din cauza ta. Deci tu când îl bați, când îți vine să-l bați pe un copil, de fapt îți vine să te bați pe tine. Că tu l-ai făcut pe copilul ăla așa. Și aici e un exemplu concret. Știi că băieții se bat? Adică sunt sigură că știi, da? Băieții când sunt mici, sunt violenți. Ei sunt, dacă ai o fetiță și un băiat, băiatul este mult mai agitat, mult mai neastâmpărat, și intră în tipuri de joc agresiv, fizic și verbal. E adevărat ce spun? Da, da. Da. Este creierul lor este făcut așa. Fetițele, creierul de fată cu creierul de băiat nu sunt la fel. Dar bine, asta se cunoaște. Dar pentru cine nu cunoaște, fiziologia creierului este diferită la fată și la băiat. Bun. Și iată ce se întâmplă. Ce face un părinte când băiețelul este bătăuș, agresiv, dorește să se bată cu băieții în curtea școlii, etc. Ce face un părinte? Îl bate. Îl bate, da. Îl bate și el. Adesea, doamnele astea cu care lucrez îmi spun, l-am bătut și eu, am bătut-o și eu să vadă cum e. Nu. Dar nu așa se desface copilul. M-am mușcat, l-am mușcat și eu să vadă cum e. Da, ok, dar sărim peste asta. Deci, unu, îi bat. Doi, ce zice mama unui băiat care înjură? Nu mai înjura mama. Ce face mama unui băiat care bate? Îl trage de ureche, îi dă și ea la fund?
Sau, în toate cazurile, îi spune: noi nu batem, noi nu suntem violenți, astea sunt mamele informate. Da? Adică, tu știi, există niște mame care nu știu decât de la părinții lor, de la bunicii lor, și niște mame informate. Mamele informate, asta zic: mami, noi nu batem. Noi nu înjurăm, noi nu batem. Eh, cel mai rău lucru pe care poate să-l facă o mamă cu băiatul ei este să îi inhibe violența. Eu nu zic să-i o potențeze, Doamne ferește, am zis să o inhibe. Și o să explic imediat ce înseamnă. Wow, ok. Da. Pentru că un băiat, uite, gândește-te cum e la școală. O fetiță vine la școală și le zice la fetițe: m-am certat cu mama aseară. Și începe să povestească și să plângă. Ce fac fetițele din jurul ei când fetița plânge povestind despre mama ei rea, să zicem, da? Nedreaptă. Ce fac fetițele? Deci, mă zic, ce fac fetițele când? Da, când o fetiță vine la școală și le povestește la colegele ei că maică sa aseară n-a lăsat-o, e nedreaptă, e rea cu ea, nu o înțelege, plânge și vorbește despre măsa. Ce fac fetițele, colegele din jur când asta povestește și plânge? Ce fac? Probabil că o ascultă și o consolează. Corect. Fetițele se strâng în jurul ei și toate sunt: hai mă zi, pe bune, uau, exau, uau, ți-a făcut, ai, da, micuță, iubito, hai că vedem. Da? Da. Tipic, da? Bun. Da. Ce simte fetița? Simte că este ascultată, că este validată, că este înțeleasă. Și scade toată chimia asta otrăvită, scade, se eliberează, duce acasă să facă cu bosa foarte tare. Pentru că ea are un gang, un nu știu, un context, un, da? Unde s-a dus și s-a descărcat și s-a conectat. Bun. Băiatul s-a certat cu măsa aseară. Vine la școală. Povestește? Nu. Primul lucru, povestește? Nu. Nu. Cine? End. The end. Deci el, săracul, nici nu povestește. Nu că nu primește empatia și înțelegerea. El nu povestește. Dar să zicem că avem unul gay, că așa s-ar zice despre ăsta, da? Că e gay de mic. Să zicem că vine unul la școală și povestește la băieți că uite, cu mama aseară ce mi-a făcut, uite, fătălău, zice o tipă, o doamnă de aici, da, exact, am zice despre el că e un fătălău. Bă, uite ce mi-a făcut mama și nu știu ce. Ce fac ceilalți băieți? Păi nu știu, dau, încep să dea cu ouă stricate, dacă au, cu roșii, să râdă, să-i dea șuturi în fund, să... Da, corect, corect. Deci, unu, nu-l ascultă, pe genul, stăm pe WhatsApp, nu știu ce latră și ăsta, habar n-am, fătălău ăsta, iar la apucat pe ăsta cu măsa, cu astea, hai bă, hai să plecăm. Da? Doi, hai, coaie, ne lași cu asta cu mântă, hai băi, aute, aua, da? Hai, coaie, lăsă cu mântă, ia o țigară de aici. Asta zic. Bun, deci, ce simte băiatul ăsta? Fătălău care săracul a avut tupeu să zică și el de măsa ceva. Cum se simte acolo în boyhood-ul lui? Cum se simte? Păi, se simte simplu, simte că s-a deschis și asta îl rănește și nu se mai deschide niciodată, da? Corect. Dar ce face? Și cum se bate cu ei. Întoarce? Corect. Da. Și cum se întoarce la măsa? Și mai nașpa. Da. Și mai frustrat. Și mai colcă în el. Că el nu s-a oglindit. Adică nu au existat niște neuroni oglindă. Ca la fete. Fata asta plângăcioasă zicea și alaltă. Asta înseamnă neuroni oglindă. Știi când caști? Eu caști și tu. Aia-s neuroni oglindă. Așa, da? Explică, că nu știu, că nu știu cum se explică, da. Faptul că da, uneori am observat că, de exemplu, casc și cască și celălalt și ne întoarcem și atunci ne vedem că deja căscăm în același timp, fără să ne vedem. Da, ne de vedem că ne auzim. Ok. Da? Și plângi când plânge celălalt, râzi când râde, la câte videouri nu te-ai uitat pe net cu unul în metrou care râde ca un tâmpit și toată lumea începe să râdă la metrou. Nu știe nimeni de ce râde, nici de ce râde ăla, nici de ce râdem noi, dar toată lumea râde. Ăia sunt neuroni oglindă și pot să povestesc o jumătate de oră numai despre asta. Bun, deci
back to fete, da? Deci fata a avut contact cu niște neuroni oglindă, băiatul și-a luat niște pumni fix în oglinda neuronilor, da? Adică nu, el n-a primit validare de la băieți. Bun. Ne întoarcem către violență. Știi când ai pui de căței că cel mai adesea căței mici să iau la bătaie? Nu știu dacă ai avut pui de căței. Nu, nu. Dar un comportament super celebru la pui de căței este că se bat. Ei așa se joacă. Se mușcă de nas, se mușcă de cap, se chinuie unii pe alții. Ok, scherele. Joacă, da. Ăia nu sunt bolnavi. Mama lor cățeaua nu vine și le zice ham, la loc toată lumea. Nu, ne ferește. Da, acolo liniștită, să uită cu ochii, să bat foarte bine. Ce treabă am? Ham, așa. Mama om, stai puțin că noi nu ne batem aici, noi nu ne înjurăm, noi nu avem comportamente agresive. Ba da, noi, mamele, trebuie să susținem momente în care copilașii noștri, băieți, trebuie să își exprime tot ce nu pot să-și exprime verbal. Trebuie să existe niște timp special de bătaie, între ghilimele. Nu să te bați tu măsa, tot tu măsa și să te și bați cu el, da? Nu. Cu băieții lui, cu taxul, treaba lui. Sau să-i dai la sport ca la balamuc. Și aici vreau să fac un disclaimer. Că și cu sportul, adică mamele de băieți, că mă întreb cum îmi dau seama de o mamă de băiat. Mama de băiat îl duce la 7 sporturi. Băiatul ăla săracul nu pune capul pe pernă o noapte fără să fi fost la o lecție de sport. La tenis, la not, la lupte, la karate, toți băieții fac sporturi de zici că e sfârșitul. Acum armata, știi, pe primul era armata obligatorie, acum pentru băieți este obligatoriu sportul. Bun, nicio problemă, foarte bine. Dar pe lângă asta trebuie să echilibrăm cu ceva inteligență emoțională. Și tatăl poate să fie implicat. Uite, un instrument pentru tați. Tații trebuie să le citească povești băieților. Unde scrie că numai mama trebuie să citească povești? Unde scrie? Cred că e greu, dar e cel mai greu ăsta. Felul în care tata îți citește povestea pe care ți-o citește mama va fi cu totul altfel. Vei descoperi chestii care ți-au scăpat total când ți-a citit maică ta. Da? Încă un lucru. Copilul vine către mamă, către tată, by nature, și plânge. Și se plânge la începutul vieții lui, când încă n-a primit pumni în oglindă, din neuronii oglindă. Da? E, și tatăl ce îi zice unui băiețel care vine și plânge? Ce îi zice tatăl cel mai adesea? Tatăl unui băiețel care plânge îi spune să fie puternic, da. Să nu mai plângă, că el e bărbat, cum o să facă armata, dar în război ce faci? Plângi? Da. Noi ce plângem? Clar, 100% asta îi spune. 100%. Frate, dar nu-i venuiesc, adică mi se pare atât de complicat. Asta vine să-i zici, nu? Adică dacă nu știi, asta vine să-i zici. Nu știu, sau asta ne-am învățat. Asta nu am primit tot asta. Da? Da, și ție tot dacă vine, dacă vine un copil și plânge, ce poți face altceva decât să-l iei în brațe și să-l asculți, nu știu, să-l alinți. Dar cumva oamenii nu fac asta. Da. Auzi, crezi că toată lumea asta care e acum o să mă urască, pentru că toată lumea scrie, Doamne, cât am greșit, Doamne, ferește, cât am greșit, acum realizez. Crezi că oamenii ăștia o să se supere pe mine? Nu, dar acum vezi, noi mai avem încă 3 minute. Nu 3, la mine sunt 50. La mine sunt 50 de minute. A, sunt 50? Ok, deci 10 minute. Ok, good. Da. Aolo, bine că mi-ai zis. Da. Acum încep. Nu. Da, știi, mie mi-e greu pentru că ia uite ce m-am încălzit. Dar știi de ce m-am încălzit așa? Să se înțeleagă. Pentru că eu am fetiță și pentru că eu nu vreau să fac terapie și cu gagii lufime. Adică, înțelegi? Dacă ar putea ca mamele lor să aibă grijă de ei de acum, astfel încât să nu mă bag eu peste problemele pe care o să le aibă fiimea, aș aprecia. Deci ăsta e motivul pentru care sunt așa
înflăcărată. Bun. Deci, revenind la povestea cu tata, îi zice, nu mai plânge, băi, tata, noi suntem bărbați, ce dracu, fii puternic. Ce îi zice mama? Am auzit următoarele. Dacă băiatul plânge afară, mama îi zice, nu mai plânge, mama, că ne facem de rușine. Am mai auzit, mamă, tu ești fetiță, ce dracu, plângi ca o fetiță. Am mai auzit, nu mai fătălăi plâng. Da? Deci, toate mesajele pe care le primește băiatul ăla când plânge, sau când spune, sau când exprimă, îl conduc către să-și bagi un deget în cur și să bată mingea. Și acum înțeleg de ce suntem noi toți băieți atât de stricați. Și atât de greu ne exprimăm și nimeni nu se exprimă. Da. Și de asta, de exemplu, mie mi-e mult mai... și nu mie, de fapt, de probabil că ăsta e motivul pentru care foarte mulți băieți au gen best friend o fată, nu? În cazul, extraordinar, da? Pentru că mie mult mai ușor să vorbesc cu o fată și să-i explic cum mă simt și ea să mă înțeleagă, să mă asculte, decât cu un băiat, adică e direct gheială, adică e greu să fii un băiat care să vorbești despre asta. E incomod, inclusiv mie. Da. Genial, exact. Ăsta e motivul pentru care bărbații au câte o prietenă despre care partenera, de exemplu, nu înțelege de ce trebuie să ai o prietenă femeie, dar clar ăsta este principala atracție a unui bărbat către un prieten femeie, că aia îl ascultă, are neuroni oglindă, dă din cap, zice, uaa, știi? Adică vezi, te vezi într-o oglindă, nu stă nimeni un pumn în față. Bun. Ce trebuie să facă tata, ce trebuie să facă mama atunci când băiețelul plânge sau atunci când băiețelul dragul de el are tupeu să spună ceva, ce o spune el despre emoțiile lui? Nu, ideea e că un copil care nu este ajutat să identifice emoții de când e mic nu știe să spună nimic, săracul, despre ce simte. Și asta e marea problemă a femeilor care sunt în relații cu bărbați, că femeile zic, băi, ăsta nu discută, bă, de câte ori vreau să discutăm, nu am cu cine. Sau dacă îi spun, măi bărbate, hai și noi să discutăm, el îmi zice, a, iar te apucă pe tine crizele, iar începem cu căcaturi, știi? Pentru că el vine dintr-o viață întreagă în care nu am discutat despre emoții, despre necazuri, despre de ce plângi. În plus, bărbații nu le lasă pe femei să plângă. Tu știi la câte consultații m-am dus acasă și femeia începea să plângă și bărbatul zicea, hai mă, plângi cu doamna Crina, mă, termină, măi, hai că plângem după ce pleacă doamna. Știi? Hai că... No. Bun. Ce trebuie să facă mama, ce trebuie să facă tata? Eu în curând o să mă apuc de niște cursuri de, în engleză se cheamă labeling emotions, de identificare a emoțiilor. Este ale mele. Okay. Este viu să ai emoții. Dacă nu ai emoții, ești mort. Emoțiile sunt semn că ești viu, jur. Mamă, mai sunt 5 minute. Bun. Deci, mama și tata trebuie, unu, să te asculte, să asculte ce spui, nu să-ți spună, hai gata, hai cu căcatul, hai cu porcăria, hai că îmi spui, ia-te la tine în cameră și după ce termin să plângi, mai vii și mai vorbi. Da? Unu, să-l asculte. Sigur, dacă are ceva de spus, stai acolo și ascultă și dacă poți să țești împreună cu copilul tău și să bași cuvinte noi și să spui lucruri despre ce e cu copilul, el înțelege că ce simte e omenește și e fain să discuți despre asta. Discutatul ăsta înseamnă de fapt că scoți din sistemul limbic, iar nu vreau să intru în anatomie, da? Dar verbalizarea emoțiilor scoate din amigdală durere. Amigdală, nu amigdala asta, o porțiune din pentru cine se gândește că avem în amigdale ceva. Când verbalizezi, scoți din cap gândurile care te chinuie, emoțiile negative. Și de multe ori când le verbalizezi, îți dai seama că nu mai e așa complicată treaba. Găsești soluții doar pentru că vorbești despre lucrurile pe care crezi că le simți. Bun, asta trebuie să facă mama și tata, să asculte și să vorbească cu copilul și să-i spună ce simți tu acum, simte toată lumea. Prin lucrurile astea prin care treci tu, am trecut și noi. Pentru că de fapt de asta are nevoie copilul. Repet, de oglindirea în cineva și de validare. Sunt ok, nu sunt un handicapat, nu sunt un bolnav, nu sunt mai prost decât ăștilalți. Sunt ok. E ok să nu fii ok.
Asta trebuie să-i zică părinții copilului, băiat sau fată, nu contează. Bun. Da, din păcate o să oprim la fix, că așa am stabilit să facem. Îmi vine să iau comentarii, dar nu o să iau, nu? Nu o să iau. Cred că ai când, dacă... Da, când. Ce? Zi ce ai vrut să zici. Nu ziceam că degeaba le vezi, că nu mai poți să răspunzi la ele, că le vezi în evaluare. Da. Bun, ziceam că există și un good side la băieții lui mama. Îmi vine să zic, să-mi spui tu care este partea bună a unui astfel de bărbat, pentru că eu sunt sigură că cel puțin soția ta ți-a zis măcar o dată ce iubește la tine sau ce îi place cel mai mult din cum te porți tu cu ea. Dar nu să întreb. Okay. Așa. Nu vreau să intru în, Doamne ferește, în intimitatea familiei. Răspuns doar dacă vrei, dacă nu, îți spun eu care e partea bună. Te rog. Păi nu, vreau să mă disociez deja de imaginea asta de băiatul mamă, pentru că adică nu, ai zis de chestii foarte frumoase despre acești bărbați. Aș vrea să nu mai fiu. Deci gata, nu sunt băiatul mamă, da? Deci nu sunt. Da. Ok? Nu. Da. Poate să ne spun în urmă tale. Poți să spun numai de tale. Nu, poți să nu mai faci glume despre mama, te rog? Excelent. Așa apreciez. Așa. Și da, nu știu, adică n-aș ști să mă caracterizez pe mine. Dar zi-ne tu ce e bun la acești băieți. Două lucruri. Unu, că am rămas datoare. Ce trebuie să facă o femeie care trăiește cu un băiatul lui mama? Cel mai important, să nu se pună între ei. Un minut jumate, da? Deci, cel mai bun lucru pe care poate să-l facă iubita femeia, nevasta unui băiatul lui mama, este să nu cumva să vrea să o dea pe mama sa din inima copilului, bărbatului ei. Ever. Și ce să facă? Am zis ce să nu facă. Ce să facă? Cel mai deștept lucru pe care poate să-l facă este să afle ce tip de nevoi îi împlinește relația asta cu mama lui și să accepte încet încet că în inima bărbatului ei pot să existe amândouă. Ok, ce frumos! Ce frumos! Că atunci când ai de un băiatul lui mama, ai tentația să... o scoți pe măsa de acolo, ori fi sigură că are o inimă așa de mare încât puteți să fiți amândouă. Și al doilea lucru, da. Am zis good side-ul lui băiatul lui mama și o să se încheie, good side-ul 28 de secunde, este că un băiatul lui mama o să se poarte cu tine, o să te iubească și o să te respecte la fel cum face cu măsa dacă nu te pui între ei doi. Exact. Nu te lua de mama, atât. Deci asta e tot ce vreau. Exact. Concluzia. Asta a zis la început. La începutul live-ului. Ai văzut că ești mai deștept ca mine? Simul, Crina. Eu, din suflet. Ciao. Ne vedem.